Viața și minunile Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. Împărățind Domnul nostru Iisus Hristos, se risipea slujba care se făcea diavolilor și se strica închinarea idolească pe vremea lui Sever, păgânul împărat al Romei. Atunci, în cetatea Magnesiei, viețuia Sfântul Episcop Haralambie. El învăța popoarele cuvântul lui Dumnezeu, povățuindu-le la calea mântuirii și le zicea: Împăratul meu, Iisus Hristos, a trimis pe proroci și pe apostoli cu puterea Duhului Sfânt, ca toți oamenii, prin propovăduirea lor cea sfântă, să se înțelepțească și să meargă neabătuți pe calea dreptății. Sever, împăratul vostru, a născocit cumplite prigoniri ca să se aducă jertfe idolilor celor neînsuflețiți și să dea sufletele la moarte. Iar Iisus Hristos, împăratul meu, prin proroci și prin apostoli, ne-a trimis cuvintele vieții cerești, prin care vrășmașii se izgonesc, șarpele se calcă, necredința se preface în credință, iar nălucirea diavolească piere și cade cu cădere cumplită toată puterea vrășmașului. Să credem mai mult cuvintelor care ne arată căile vieții veșnice, decât să ne îndeletnicim în lucruri care ne aduc pierzare. Aceste cuvinte, grăind Sfântul Episcop, a fost prins de cei necredincioși și a dus la judecată și întrebare înaintea ighemonului Lucian și a lui Luchie. Înaintea lor, grăind acelea, ighemonul a zis: Din prisosința inimii tale scoate gura ta cuvinte fără de socoteală, nealegând binele de rău, dar să nu socotești, o bunule bătrân, că pentru acele cuvinte nu vei fi chinuit. De aceea ascultă sfatul meu, câștigă-ți obiceiurile ce se cuvin la niște bătrâneți ca ale tale și să-ți alegi o socoteală mai sănătoasă. Apoi să te apropii cu jertfe de zei, ca să nu punem pe tine chinurile pe care niciodată nu le-ai cunoscut. Sfântul Haralambie a răspuns: Eu, care am îmbătrânit și mi-am sfârșit vremelnica viață, nu voi să trec cu vederea bunătățile cele nevăzute care sunt aproape. Mâniindu-se, judecătorii începură a pregăti cumplite chinuri și ziseră: Jertfește idolilor, o răule bătrân! Dar Sfântul Haralambie răspunse: Fiilor, nu jertfesc diavolilor, căci să știți că diavolii pe care îi cinstiți se cutremură și se scutură de semnul crucii. Atunci judecătorii au poruncit să se ia de pe dânsul sfintele veșminte și, dezbrăcând pe sfântul bărbat, cel cu chip îngeresc, au început a-l tortura. Iar torturile erau într-acest fel. Doi slujitori l-au spânzurat și l-au strujit cu unghiile de fier până ce i-au rupt toată pielea de la cap până la picioare. Iar sfântul, fiind rănit cu totul, a zis către prigonitori: Mulțumesc vouă, fraților, că strujind trupul meu cel vechi, mi-a țănuit duhul care dorește să se îmbrace în viața cea nouă și veșnică. Zicând sfântul acestea, a căzut spaimă peste amândoi slujitorii care îl torturau și au zis către judecători: Necinstea făcută de voi omului acestuia se preface în cinste, iar torturile într-o răcorire. Oare nu este acesta însuși Hristos care, luând asemănarea bătrânului bărbat, a venit să cerceteze Asia ca să întoarcă pe locuitorii ei? Căci, strujindu-i se trupul lui cel mai tare ca fierul, cu unghii de fier, acelea se topesc, iar trupul rămâne fără vătămare. Acestea grăind slujitorii, ighemonul a scrâșnit din dinți și a zis către dânsii: O, slujitor răi și leneș la împlinirea poruncii, nu faceți cele ce vi s-au poruncit, ci apărați cu cuvinte pe cel osândit la chinuri?
slăbind slujitorii, au început a mărturisi și a preamări puterea lui Hristos, care întărea pe pătimitor și amândoi au fost tăiați pentru numele lui Hristos, iar numele lor este Porfirie și Vaptos. Asemenea și trei femei, privind la pătimirea mucenicului, au crezut în Hristos și preamăreau pe Sfântul și preaputernicul său nume. Deci și pe ele le-au tăiat îndată. Atunci Luchie s-a sculat de la locul său, a luat singur uneltele de tortură și a început a-l chinui pe Sfântul Haralambie, strujindu-i tare trupul. Dar îndată i s-au rupt mâinile din coate ca tăiate de o sabie. Apoi s-au lipit și atârnau de trupul mucenicului. Luchie, căzând fără mâini la pământ, striga: "Omul acesta este fermecător! Ajută-mi, o Ighemoane!" Iar Ighemonul, alergând și văzând mâinile aceluia agățate de trupul mucenicului, a scuipat în fața acestuia și îndată capul Ighemonului s-a sucit înapoi. Magnezienii, fiind cuprinși de mare frică, au rugat pe Sfânt zicându-i: "Lasă mânia și întoarce dumnezeiasca pedeapsă, că îți este poruncit să nu răsplătești rău cu rău." Iar Sfântul Haralambie le-a răspuns: "Viu este Domnul Dumnezeu, că nu este răutate în inima mea, nici vicleșug în limba mea. Să știți că Hristos Dumnezeu a pedepsit pe acești începători ai fără de legii. El ne va da nouă viața veșnică, iar pe cei păgâni îi va pierde." Atunci toți strigară către Dumnezeu zicând: "Să nu ne pierzi pe noi, cei care ți-am greșit ție, Doamne, iartă-ne pe noi, o Dumnezeule, căci acum ai pedepsit pe boierii noștri, ca să ne aduci la lumină și să ne faci vrednici vieții veșnice." Atunci au crezut în Hristos o mulțime de lume. Luchie a zis: "Omule al lui Dumnezeu, îngere al Domnului, miluiește-mă pe mine, căci mă doare cumplit. Iată, mâinile mele te îngreuiază, fiind agățate de trupul tău. Deci, rânduiește-le la locul lor, ca să scapi de greutate și eu să mă izbăvesc de durere. Iar de vei face aceasta, voi crede și eu în Dumnezeul tău." Sfântul a făcut rugăciuni către Dumnezeu zicând: "Mulțumim ție, Stăpâne, care ne păzești totdeauna și care ai venit în trup. Învățătorul meu caută spre smerenia celor ferecați și dezleagă din legăturile pedepselor pe judecătorii aceștia și mă vindecă pe mine, martorul tău, cel cu totul rănit." Atunci un glas a auzit din nor zicând: "Bucură-te, Haralambie, luminătorul pământului și strălucitorul cerului, părtaș al îngerilor, împreună viețuitor al prorocilor, prieten al apostolilor și împreună vrednic ostaș al mucenicilor. Am auzit rugăciunile tale și am primit cuvintele buzelor tale. Iată cuvântul tău să fie vindecare bolnavilor." Și îndată se tămăduiră Luchie și Lucian Ighemonul. Apoi Luchie a căzut la picioarele mucenicului cerând sfântul botez, pe care l-a și câștigat, iar Ighemonul s-a lăsat de prigonirea creștinilor până ce va înștiința pe împărat. Într-acea vreme, mulți alergând la sfânt, s-au botezat mărturisindu-și păcatele și cei bolnavi de diferite neputințe primeau tămăduiri. Lucian Ighemonul, ducându-se la împăratul Sever, care era atunci în Antiohia Pisidiei, i-a spus toate cele ce s-au făcut în Magnezia, zicând: "S-a arătat un om între noi, din adunarea galileenilor, care îi întoarce pe toți de la zei, iar bolnavilor le dă sănătate. Și Luchie, tămăduindu-se, a crezut în Hristos și toată Magnezia a primit credința lui. Iar eu, însănătoșindu-mă, am venit aici să spun acestea împărăției tale." Sever, auzind acestea, s-a umplut de mânie și a strigat: "O veșnici zei,
cei necinstiți de oamenii necredincioși? De ce s-a întărit pe pământ acea grăire a mincinoșilor? Apoi îndată a trimis 300 de ostași plini de neomenie și cruzime să prindă pe Sfântul Haralambie și, punând multe răni pe dânsul, să-l aducă din Magnezia în Antiohia. Mergând ostașii și prinzând pe mucenicul lui Hristos, i-au bătut piroane de fier ascuțite în tot trupul, iar barba lui cea lungă, împletind-o ca pe o funie, au pus-o pe grumajii săi, de care trăgeau pe Sfântul pe cale, ducându-l la împărat. Mergând cale de 15 stadii de la cetatea Magnesia, un cal ce mergea pe partea dreaptă, întorcându-se spre ostași, a vorbit cu glas ca de om grăind: O, de 3 ori blestemaților, slujitori diavolești, nu vedeți pe Hristos Dumnezeu și pe Sfântul Duh care este în omul acesta? Pentru ce îi faceți acestea, o, împietriților cu inima? Dezlegați pe cel ce nu puteți să legați, că singuri vă să vă sloboziți din legături. La cuvântul acesta ca de om ce s-a grăit de către cal, ostașii s-au înfricoșat, dar împlinind împărăteasca poruncă, trăgeau pe mucenic spre Antiohia. Diavolul, închipuindu-se în om bătrân, a stat înaintea împăratului Sever zicând: Vai mie, o împărate! Eu sunt împărat al sciților. Iată, a venit în stăpânirea mea un om anume Haralambie, vrăjitor mare, care toată oastea a întors-o de la mine și poporul s-a lipit de dânsul. Eu de toți fiind părăsit, am venit să spun aceasta ca să nu ți se întâmple și ție ceva. Acestea grăindu-le diavolul, Sfântul Haralambie, târât de ostași, s-a adus înaintea împăratului. Văzându-l împăratul, îndată i-a înfipt în piept 3 țepușe lungi și a poruncit ca, aducând lemne, să aprindă foc și să ardă pe mucenic încet, ca să nu moară îndată, ci să-l chinuiască cât mai mult. Dar, fiind ars sfântul, o femeie care stătea acolo vrând să facă plăcere împăratului, a luat spuză fierbinte și a turnat peste capul sfântului mucenic, precum și pe fața și pe barba sa, zicând: Mori, bătrânule, mori, că mai bine este a muri decât a ne sminti pe noi cu înșelăciunile tale. Femeia aceea era soția împăratului și a zis către dânsa sora ei: Oare nu te temi tu de Dumnezeu, ticăloasă, că împlinind voia împăratului, mânii pe Dumnezeu, nu-ți va ajuta ție Sever când se va mânia Hristos asupra ta? Și întorcându-se către mucenic a zis: Omule al lui Dumnezeu, cinstite sunt bătrânețile tale și Dumnezeu este cu tine, și eu vreau să cred în El și să mă izbăvesc de păcatele mele. După aceasta, stingându-se focul și slujitorii slăbind, iar sfântul fiind nevătămat de arderea focului, împăratul a zis: Să se dezlege omul acela de tortură și să-mi răspundă. Mucenicul fiind adus mai aproape de dânsul, i-a zis împăratul: Omule, în această zi de dimineață, vorbind cu împăratul sciților, m-am mâniat pe tine și te-am necinstit, iar tu, răbdând chinurile, vei fi cinstit de noi. Însă să-mi răspunzi la ce te voi întreba. Mulți ani ai? Sfântul Haralambie a răspuns: Mulți ani am petrecut în viața aceasta deșartă, pentru că am trăit 113 ani. Împăratul Sever a zis: De ai trăit atâția ani, cum de n-ai venit până acum în pricepere ca să poți cunoaște pe Dumnezeii cei fără de moarte? Răspuns a sfântul: Mulți ani viețuind, o împărate, și câștigând multă înțelegere, am cunoscut pe Hristos Dumnezeu, unul adevărat, și am crezut în trânsul. Zisa împăratul: Ai avut femeie sau nu? Răspunsa sfântul:
Pe cereasca fecioară am însoțit-o mie, adică împărăția Hristosului meu. Iar pe pământ n-am cunoscut femeie. Împăratul a zis, știi să înviezi morții? Sfântul a răspuns, nu este în puterea omenească un lucru ca acesta, ci într-o a lui Hristos. Și a poruncit împăratul ca să aducă un om îndrăcit de multă vreme, pe care de 35 de ani îl chinuia diavolul, izgonindu-l prin pustietăți și prin munți, aruncându-l în păduri și bălți și în crăpăturile pământului ca să-l piardă. Aducând aproape pe omul acela, îndată diavolul, simțind bună mireasmă a sfântului, a strigat, rogu-mă ție, robului Dumnezeu, nu mă chinui mai înainte de vreme, ci poruncește-mi, cu cuvântul și voi ieși. Iar de vei voi, apoi îți voi spune cum am intrat în omul acesta. Deci a poruncit sfântul ca să spună diavolul aceasta. Și îndată el a început a spune, vrând omul acesta ca să fure pe aproapele său, a zis în mintea sa, de nu voi ucide mai întâi pe moștenitor, nu voi putea să iau moștenirea lui. Ucigând pe aproapele, mergea să-i răpească bunătățile lui. Iar eu, aflându-l într-un loc ca acesta, am intrat în el și de 35 de ani locuiesc aici. Sfântul Haralambi a zis diavolului, ieși din omul acesta și să nu-l vatămi nici de cum. Și îndată a ieșit diavolul, iar omul a rămas sănătos. Atunci împăratul a zis, cu adevărat mare este Dumnezeul creștinilor. După 3 zile a murit un tânăr și poruncind împăratul să aducă pe cel mort înaintea sa, a zis către Sfântul Haralambie, roagă-te Dumnezeului tău să învieze pe acest mort. Sfântul rugându-se, a înviat pe cel mort și mulți din popor crezură în Hristos, văzând niște minuni ca acelea. Iar împăratul era în mare mirare. Atunci se afla la împărat un eparh, anume Crisp. Acela a sfătuit pe împărat zicând, să pierzi pe omul acesta de pe pământ, că este vrăjitor și face minuni cu farmecele. Împăratul, crezând cuvintele lui Crisp și schimbându-se din gândul său cel bun, a zis către mucenic, jertfește idolilor, Haralambie, ca să scap de mâinile ucigașilor. Sfântul a răspuns, mult mă folosesc muncile, căci cu cât trupul meu se zdrobește cu bătăile, cu atâta se schimbă în mine duhul meu. Apoi, mânindu-se împăratul, a poruncit să bată pe sfânt cu pietre peste gură, iar cei ce-l băteau ziceau, supune-te împăratului ca să nu piei în deșert. Împăratul a zis către slujitori, luați făclii aprinse, ardeți-i barba și pârliți-i fața. Slujitorii, punând făcliile în barba sfântului, un foc mare a ieșit din barbă și, întorcându-se către cei ce stăteau împrejur, a ars ca la 70 de păgâni. Umplându-se de mânie, Sever a zis, bine mi-a spus împăratul șciților că ești vrăjitor, Haralambie, și voiești ca și de la mine să se întoarcă ostașii. Apoi către boierii săi a zis, nu spuneți cine este Hristos, nu-mi spuneți cine este Hristos, în care crede Haralambie? Eparhul Crisp a zis, Hristos este Fiul Mariei, cel născut din desfrânare. Iar un oarecare aristarh a zis lui Crisp, nu bârfi, căci de unde ai cunoscut tu taina aceea? De unde știi cine a fost Maria și cine Hristos? Crisp zice cu mânie, diavole, mai înțelept ești tu decât mine? Răspunsă aristarh, înțeleg mai bine decât tine. Împăratul Sever a zis către aristarh, o, cap rău, grăiești împotriva mea. Răspunsă aristarh, nici de cum împărate, nu împotriva ta, nici a nimănui, ci pentru Hristos grăiesc. Împăratul, arzând de mânie, a luat un arc și încordându-l,
a zvârlit săgeata spre înălțime zicând: Vino aici, Hristoase, pogoară-te pe pământ, jos, să-ți pui corturile tale, că iată gătesc asupra ta război. Am destule puteri ca să stau împotriva ta, pogoară-te și stai puțin aproape de mine, iar de nu, apoi voi surpa cerurile, voi stinge soarele și te voi prinde cu mâinile. Niște hule ca acestea, zicând împăratul, cu îndrăzneală și fără de rușine asupra lui Hristos Dumnezeu, s-a cutremurat pământul și frică mare a căzut peste toți. Căci mâniindu-se Dumnezeu în cer, pământul se clătina ca o frunză și se auzeau de sus, din nori, glasuri înfricoșate, fulgere și tunete, și au murit de frică mulți oameni. Împăratul cu Crisp, eparhul, erau legați cu nevăzute legături și spânzurau în văzduh. Apoi a strigat împăratul către mucenic zicând: Harălambie, acestea le sufăr pentru păcatele mele, cu dreptate primesc pedeapsa, dar zi tu un cuvânt către Dumnezeul tău ca să mă izbăvesc din chinurile acestea și voi scrie numele Dumnezeului tău ca și pe al tău în toată cetatea, ca să se slăvească, pentru că sunt lovit cu mare furie de Hristos al tău. Atunci a venit acolo fiica împăratului, anume Galini, și a zis către tatăl său: Crede în Dumnezeu și te vei izbăvi din legăturile cele nevăzute cu care ești legat, pentru că Dumnezeu care te-a legat este veșnic și neatins. Apoi, căzând fericită, Galini înaintea mucenicului a zis: Mă rog ție, roba lui Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu și dezleagă pe tatăl meu din legăturile nevăzute. Rugându-se sfântul, a încetat înfricoșata mânia lui Dumnezeu, iar împăratul și eparhul, liberându-se de pedeapsă, au zis: Stăpâne al cerului și ziditorule al pământului, cel ce locuiește în cer, miluiește-ne, caută cu milostivire pe pământ. Apoi s-a dus împăratul cu eparhul și cu toți boierii în palatele sale și au petrecut 3 zile neștiind de frica cea dumnezeiască și de groaznica certare ce li se întâmplase. În acea vreme, fiicei împăratului i s-a făcut o vedenie pe care a spus-o sfântului Harălambie: Mi se părea că stau lângă apă și am văzut îndată o livadă mare, îngrădită, în care erau sădiți tot felul de copaci mirositori, iar în mijloc era o vie frumoasă și în vie un cedru înalt. De la rădăcina copacului ieșea un izvor, iar străjerul locului aceluia era înfricoșat și nu lăsa pe nimeni să intre acolo. Văzând pe tatăl meu și pe Crisp, eparhul, stând aproape, străjerul a întins spre dâns și toiagul său cel de foc, gonindu-i de acolo. Însă eu, stând cu frică, l-am rugat să-mi poruncească să rămân acolo. Dar acela mi-a zis: Vino aici și eu te voi duce pe umeri cu cinste. Și pe când eram înăuntru, lângă izvorul cel de sub cedru, am auzit un glas zicându-mi: Ție ți este dat locul acesta și celor ce sunt asemenea ție. O vedenie ca aceasta văzând, mă rog ție să-mi spui tâlcul ei. Sfântul Harălambie i-a răspuns: Tâlcuirea visului tău este: apa cea mare este darul Sfântului Duh, locul cel îngrădit este raiul, via este locuința drepților, copacii cei mirositori sunt cetele sfinților îngeri, cedrul cel înalt este slava crucii, izvorul cel de la rădăcina cedrului înseamnă viața veșnică, care prin Sfânta Cruce se dăruiește neamului omenesc, iar străjerul locului, cel ce te-a luat pe umeri, este Hristos Domnul, cel pe care pe cele 99 de oi lăsându-le, a mers în urma celei rătăcite și găsind-o, a luat-o pe umerii săi. Tatăl tău și eparhul vor fi
izgoniți din raiul lui Dumnezeu, căci aceia ce n-au mulțumit Domnului întâi și pe urmă vor fi nemulțumiți, pentru că se abat de la Dumnezeu prin diavoleștile amăgiri. După aceea înfricoșată pedepsire ce s-a făcut, trecând 30 de zile, împăratul s-a răzvrătit iarăși și, lăsând pe Dumnezeu, a cărui mână tare a cunoscut-o, s-a întors la idoli. Deci, chemând pe mucenic, i-a zis: Haralambie, ascultă sfatul meu și te închină zeilor ca să fii cinstit. Sfântul a răspuns: Nu se poate să fie aceasta, adică să poată a se răzvrăti robului Dumnezeu de cuvintele tiranului, căci cu adevărat cuvintele tale, o împărate, sunt nesocotite și nebune. Mâniindu-se, împăratul i-a zis: Cap nepriceput! Zici că ale mele cuvinte sunt nepricepute și nebune? Atunci a poruncit să pună la gura lui undița și să-l poarte de gât prin toată cetatea. Fiica împăratului, apropiindu-se de tatăl său, a zis: Ce faci, o tată? De ce chinuiești pe dreptul acesta? Pentru ce tu te legi de cursele diavolești și, lăsând cele bune, alegi pe cele rele? De ce voiești moartea și lepezi viața? Pentru ce te scoli cu mânie tiranică asupra robului lui Hristos? Ascultă, tată, glasul meu și, precum te sârguiești la rău, tot așa sârguitor să fii spre bine, căci cel ce seamănă rele, rele va secera, iar cel ce seamănă într-o bună credință, va secera cele bune. Adu-ți aminte de pedeapsa lui Dumnezeu ce a fost peste tine când erai legat și spânzurat în văzduh cu nevăzute legături. Pe Dumnezeu cel adevărat l-ai mărturisit și, fiind dezlegat din legături, acum îl lași? Mulți puternici, fiind pedepsiți, cunosc puterea aceluia, dar, scăpând de pedeapsă, iarăși îl uită. Acestea auzindu-le, împăratul nu s-a îndreptat, ci mai aspru făcându-se i-a spus: Jertfește zeilor, Galino! Ea, întorcându-se către dânsul, i-a zis: Voi face ceea ce voiești, tată. Împăratul, bucurându-se, a zis: Să se dezlege, Haralambie, de vreme ce fiica mea jertfește zeilor. Fiind adus Haralambie, împăratul i-a zis: Iată, s-a schimbat fiica mea, Galini, de la credința ta la a noastră, și voiește să jertfească zeilor. Deci vino și tu, Haralambie, cu dânsa în capiștea zeilor noștri și fă ceea ce noi dorim. Tăcând Haralambie, împăratul socotea că se învoiește. Apoi fiica împăratului a mers în capiștea lui Dia și a lui Apolon și a zis slujitorilor: Căindu-mă, am venit să rog pe zeii pe care i-am mâniat crezând în Hristos. Deci strigară slujitorii: Mare Die, puternice Apolon, făcătorii cerului, domnii domnilor, căutați spre doamna Galinii și miluiți-o pentru sever împăratul. Fericita Galinii, intrând în capiștea idolească, a chemat pe slujitori și le-a zis: Pe care să-l surp mai întâi? Pe Dia, pe Iraclie sau pe Apolon? Zis-au slujitorii: Nu, doamnă, niciunuia să nu-i gândești rău, nici să batjocorești pe mântuitorii noștri, ca să nu se mânie și să clatine cerul și să răstoarne pământul. Atunci fericita Galinii, aducând pe idolul Dia, i-a zis: Dacă tu ești zeu, apoi cum n-ai înțeles că am venit să te răstorn? Și zicând aceasta, l-a surpat, iar el, căzând la pământ, s-a sfărâmat în trei bucăți. Asemenea, apucând și pe Apolon, i-a zis: Și tu, satano, gârbovitule bătrân, să cazi la pământ, făcându-te praf. Apoi a sfărâmat pe ceilalți zei care erau acolo. Și au alergat slujitorii la sever zicând: Stăpâne împărate, a pierit nădejdea noastră. Acum și soarele se va stinge și luna va pieri, că au murit zeii. Împăratul a zis: Ce sunt cuvintele acestea? Răspunsau slujitorii: Galinia,
fica ta a sfârâmat pe zei. Zisa împăratul, mergeți și chemați în această noapte 50 de meșteri și înnoind idolii să-i puneți în capiștea lor, apoi să ziceți că au înviat din morți, precum și galileenii spun despre Hristos al lor, că a înviat din morți. Slujitorii, cu sârguință făcând așa, au mers a doua zi la fica împăratului zicându-i, vino la capiște, stăpâna, să vezi pe zeii înviați. Apoi a zis fericita Galinia, au înviat zeii, voi merge să-i văd. Intrând în capiște, a văzut pe idol din nou ciopliți și a zis, mare minune am văzut. Iar slujitorii ziseră, cu adevărat mare minune, pentru că ieri, fiind necinstiți și batjocoriți, acum strălucesc cu mai mare cinste și slavă. Fericita Galinia a zis, pe zeii cei noi, mai cu înlesnire, îmi este ai răsturna decât pe cei vechi. Deci a zis către idolul Dia, ție-ți zic Dia, cela ce ai înviat din morți, să te duci iarăși la cei morți. Aceasta zicând-o, iarăși a sfărâmat pe idoli. Atunci slujitorii, umplându-se de mânie, au spus iarăși împăratului despre sfărâmarea idolilor. Împăratul, punând de față pe fica sa, i-a zis, de ce ai sfărâmat pe idoli? Ea a răspuns, de vreme ce voi sunteți amăgiți cu deșartă părere, îi numiți zei pe când ei sunt materiale, neînsuflețite. Împăratul a zis, jertfește idolilor sămânță necurată, iar nu fica mea. Iar Galinia a răspuns batjocorindu-l, acum am jertfit, precum am știut, iar de voiești și celorlalți zei ai tăi voi face asemenea. Mânindu-se împăratul, a lăsat pe fica sa și întorcându-se către mucenicul Haralambie cu iuțime, l-a dat la o femeie văduvă spre batjocură. Intrând sfântul în casa văduvei, s-a lipit lângă un stâlp care era lângă casă și îndată stâlpul cel uscat a odrăslit și a crescut copac mare, acoperind cu ramurile sale toată casa văduvei. Văzând femeia o minune ca aceea, s-a înfricoșat și a zis, ește la mine, omule, că nu sunt vrednic a primi pe un asemenea bărbat, pentru că socotesc că tu ești Hristos sau înger sau proroc sau apostol. Pleacă de la mine, mă rog ție, că nu sunt vrednică să intri sub acoperământul meu. Sfântul i-a zis ei, îndrăznește, fică, pentru că ai aflat dar de la Dumnezeu. Crede în El că mare este Domnul, milostiv și foarte lăudat. A doua zi, văzând vecinii copacul cel înalt cu multă frunză care acoperea cu umbra sa casa văduvei, ziceau între dânsii, ce este această minune? Unii ziceau, fiindcă a intrat acolo Haralambie, pentru aceea a odrăslit stâlpul și a crescut copac mare. Și intrând găsiră pe sfânt șezând și învățând pe văduvă, grăind astfel către dânsa, fericită ești tu, femeie, că ai crezut în Hristos. Fericită ești că se iartă păcatele tale, pentru că Dumnezeu primește pe cei ce se pocăiesc. Deci ziseră lui oamenii care veniseră, pentru ce nu ne spui nouă de ești tu Hristos cu adevărat? Răspunsa Sfântul Haralambie, iertați-mă, fiilor, sunt slugă a voastră, dar slujitor a lui Hristos și în numele Lui se fac acestea. Atunci femeia, luând îndrăzneală, a strigat cu glas mare, bucură-te, Haralambie, care totdeauna luminezi lumea cu lumina cea nestinsă. Bucură-te, Haralambie, cel mare cu darul. Bucură-te, Haralambie, sfeșnicule, cel prea luminos, pentru că mulți prin învățătura ta s-au apropiat de Hristos. Acestea grăindu-le femeia, toți au căzut la picioarele sfântului Haralambie, mărturisind pe Hristos, iar cu inimile crezând în trânsul, au primit Mântuitorul botez. În altă zi, a poruncit împăratul ca să aducă pe mucenic la judecată și,
alergând înainte cei ce crezuseră în Hristos, au spus împăratului minunea ce se făcuse, cum au drăslit stâlpul cel uscat și s-a făcut copac mare. Mirându-se împăratul de aceea, Crisp, eparhul, i-a spus: Stăpâne împărate, de nu vei porunci ca de grabă să ucidă cu sabia pe vrăjitorul acela, toți se vor amăgi de minunile făcute de dânsul și, lăsând pe zeii noștri și pe noi, vor merge în urma lui. Atunci împăratul a hotărât asupra sfântului judecată de sabie, despre care, auzind sfântul Haralambie, a cântat cu bucurie psalmul lui David: Milă și judecată voi cânta ție, Doamne! Cânta voi și voi înțelege în cale, fără prihană, când vei veni către mine. Apoi a mai zis și un alt psalm până în sfârșit. Ajungând cu veselie la locul în care avea să-și sfârșească nevoința, a zis: Mulțumesc ție, Doamne Dumnezeule, că ești milostiv și îndurat. Tu ai ucis pe vrășmași, ai sfârmat iadul și durerile morții le-ai dezlegat. Pomenește-mă, Doamne Dumnezeul meu, într-o împărăția ta. Astfel, rugându-se el, s-au deschis cerurile și s-a pogorât la dânsul Domnul cu mulțimea sfinților îngeri pe un scaun de smarald, cu foarte mare podoabă și așezut pe dânsul Domnul, zicând către mucenic: Vino, Haralambie, prietenul meu, cel ce ai răbdat multe pentru numele meu, cere de la mine ce voiești și îți voi da ție. Sfântul Haralambie a spus: Mare este taina aceasta, Doamne, că m-ai învrednicit a vedea înfricoșata ta slavă. Doamne, de-ți place ție, mă rog să dai slavă numelui tău, ca oriunde se vor pune moaștele mele și se va cinsti pomenirea mea, să nu fie foamete în locul acela sau aer stricăcios care să piardă rodurile, ci să fie mai ales în locurile acelea pace și sănătate trupească, mântuire sufletească și îndestulare de grâu și vin, cum și înmulțire de dobitoace pentru trebuința oamenilor. Doamne, Tu știi că oamenii sunt trup și sânge. Iartă-le lor păcatele și le dă belșugare din rodurile pământului, ca, cu îndestulare, pentru osteneala lor, să se sature și să se îndulcească preamărindu-te pe tine, Dumnezeul lor, dătătorul tuturor bunătăților, iar roua ce se pogoară de la tine să le fie tămăduire. O, Doamne Dumnezeul meu, varsă peste tot darul tău și îi izbăvește de boala ciumei. Astfel, rugându-se sfântul, Domnul i-a zis: Fie după cererea ta, viteazul meu ostaș. Deci s-a dus Domnul cu îngerii săi la cer și i-a urmat sufletul sfântului mucenic Haralambie. Atunci ostașii, ducându-se la împărat, i-au spus despre slava mucenicului, cum i s-a arătat Domnul și că a murit fără tăiere de sabie, și au văzut sufletul lui suindu-se la ceruri. Atunci a căzut împăratul în mare mirare și frică, iar fericita Galinia, fica lui, a cerut de la dânsul trupul mucenicului și, luându-l, l-a învelit în pânze curate și subțiri și l-a uns cu aromate și mir de mare preț și l-a pus în raclă de aur, slăvind pe Dumnezeu. Împăratul s-a temut să judece și să facă rău fiicei sale, pentru că vedea pe Dumnezeu care era cu dânsa. Deci a lăsat-o să viețuiască în dreapta credință creștinească, după voia ei. Acestea toate s-au făcut în acel timp, când era Sever în Antiohia, iar întru noi împărățind Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta este nebiruitul mare mucenic Haralambie, arhiereul lui Dumnezeu, care mijlocește pentru toată lumea, care a pătimit în ziua a 10-a a lunii februarie și totdeauna stă de-a dreapta scaunului lui Dumnezeu, rugându-se pentru noi Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava și împărăția, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
Iubiții mei, numele meu este Grațiela și aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii ale acestui clip. De asemenea, vă invit să vă abonați la canalul Calea spre Mântuire și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu toate noile postări ale canalului. Până data viitoare, să vă pomenească Bunul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.